Suma va permite decontarea cel puțin parțială a cheltuielilor elevilor pentru achiziționarea manualelor școlare. Totodată, proiectul prevede că se vor deconta sumele cheltuite pentru achiziționarea manualelor școlare, care se regăsesc în lista Ministerului Educației și Cercetării Științifice pentru nivelul de clasă la care este înmatriculat elevul. La nivelul întregii țări, numărul estimat de beneficiari în anul școlar 2015-2016 este de 362.512 elevi, iar suma estimată pentru decontarea manualelor școlare este de aproape 20 de milioane de lei. Unitățile de învățământ vor deconta sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente justificate până la data de 15 noiembrie. Inspectoratele școlare vor solicita Ministerului Educației și Cercetării până la data de 25 noiembrie sumele totale necesare pentru decontare pe baza solicitărilor primite de la unitățile de învățământ. Decontarea se va efectua până la data de 18 decembrie.